Vezi și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Mâna Lui cea tare ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și în văile adânci. Și mă gândeam ce minunat a rânduit Dumnezeu în dimineața aceasta, deși n-am vorbit cu frații ce să cânte, n-am vorbit cu cei care au fost la ora de rugăciune, ce text să citească și parcă uitându-mă și urmărind, parcă toate s-au aliniat. Și toate în dimineața aceasta vrea să ne încurajeze și să ne îmbărbăteze, căci Dumnezeu este un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care devine în ajutor, un Dumnezeu care ne sprijinește și un Dumnezeu care este bun și bunătatea Lui o revarsă pentru noi. Slăvit să fie Domnul! S-a citit în dimineața aceasta acest text din 1 Samuel și pentru a înțelege un pic acest text, aș vrea să trecem un pic prin Cartea Sfântă, prin 1 Samuel și să vedem contextul în care omul lui Dumnezeu Samuel vorbea aceste cuvinte. Și uitați, în capitolul 8, începând cu versetul 4, spune: toți bătrânii lui Israel s-au strâns și și-au venit la Samuel la Rama. Ei au zis: iată că tu ești bătrân, copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să judece cum au toate neamurile. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: dă-ne un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel: ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Aceasta era dorința poporului, poporului lui Dumnezeu, un popor care a fost condus până aici prin cei care au izbăvit, prin cei care erau ca oameni viteji în mijlocul lor. Și dacă vreți, avem aici pe Iefta, avem aici pe Gedeon, avem pe Iosua, avem pe Moise, oameni al lui Dumnezeu plini de putere. Oameni care Dumnezeu i-a ridicat și oameni prin care Dumnezeu comunica cu poporul, oameni prin care Dumnezeu vorbea poporului. Avem pe acest om mare care Biblia spune că în Vechiul Testament nu s-a mai ridicat un proroc ca el, pe Moise, un om prin care Dumnezeu a dat legi clare poporului și Dumnezeu era împăratul, era Domnul, era cel care domnea peste poporul Israel. Și dintr-o dată poporul parcă se satură și zice: știi ce, Samuel, am văzut că copiii tăi nu mai calcă pe urmele tale, ca și cum Dumnezeu stătea în niște oameni. Dumnezeu depindea de doi fii al lui Samuel. Dumnezeu era cel care era neputincios și drept că copiii lui Samuel spune cuvântul Domnului că nu mai călcau, luau mită și făceau lucruri care nu erau bune înaintea lui Dumnezeu și oamenii, poporul a văzut lucrul acesta, dar în loc să se alipească de Dumnezeu, în loc să-L cheme pe Dumnezeu, în loc să se apropie de Dumnezeu, dintr-o dată zice: știi ceva, Samuel? Uite, am vrea să fim și noi ca și ceilalți din jur. Și întotdeauna poporul lui Dumnezeu a avut problema aceasta. Întotdeauna a privit la oamenii, la popoarele din jur și s-a uitat cu jind la ceea ce făceau ei. S-au închinat altor dumnezei și întotdeauna Dumnezeu trimitea pedeapsa în urma aceasta. Și când venea pedeapsa, Dumnezeu, care în bunătatea Lui avea milă de ei, ridica un bărbat prin care izbăvea poporul. Și acum poporul cere acest lucru, un lucru care pe mine oarecum m-a frământat și m-am uitat: Doamne, oarecum suntem noi în mijlocul purtării Tale de grijă?
suntem binecuvântați. Suntem departe de locul mulți dintre noi și, dacă nu foarte mulți, de locul unde ne-am născut. Și de multe ori mă uit la mine și privesc la mine, Dumnezeu m-a binecuvântat într-un fel în care eu n-am știut să cer. N-am știut să cer de la Dumnezeu. A fost Dumnezeu un Dumnezeu purtător de grijă. De-a lungul anilor, pas cu pas, Dumnezeu și-a întins mâna. Dar nu e așa că toți, din când în când, avem câte o cădere. Din când în când ne ispitește satana și, în loc să privim la binecuvântările lui Dumnezeu, în loc să lăudăm pe Dumnezeu, privim la lucrurile din jur. Și mă uitam la vremea noastră, la ceea ce trăim noi în zilele noastre. Un lucru pare care, de când sunt eu în Canada, s-a mai întâmplat odată în 2008, dar parcă n-a fost chiar așa. Acum privim la toate cum parcă dintr-o dată toate se strică. Dintr-o dată legile care se dau sunt legi care ne înspăimântă, ne ridică semne de întrebare. Dintr-o dată tot ce se întâmplă în jurul nostru parcă se diminuează. Adevărul pe care le știam cu respect, când vedeai un ofițer de poliție, aveai respect. Astăzi nu mai aveai respect de poliție. Să ridică atâtea organizații și să ridică atâția oameni care nu vor să mai asculte. Sunt zone, orașe, unde poliția, cei care ar trebui să fie autoritatea, nu mai au autoritate. S-a dat totul peste cap. Într-o lume în care legile și care știam că nu este bine ceea ce ne-au învățat părinții noștri și am învățat că nu este voie, dintr-o dată s-a dat peste cap. Și dintr-o dată lumea aceasta, în loc să se apropie de Dumnezeu, în loc să-L caute pe Dumnezeu, dintr-o dată zice, simte-te bine, fă ce-ți place, umblă cum îți place, alege ce vrei. Altă dată mă uit numai la problema aceasta care o avem aici în Canada cu store-urile acestea de când s-a legalizat acel drog. Și mă uit cum dintr-o dată parcă au explodat atâția oameni nenorociți. Mergi la lucru, te întâlnești cu el și vrei să-i spui ceva și n-ai cu cine. E pe altă lume. N-ai cu cine vorbi. Te uiți la el și te miri, Doamne, dar cum așa? Am văzut nu de mult un bărbat în toată firea. Cândva era un bărbat puternic. Acum făcea și el ceva acolo, ce putea, dar nu aveai cu cine te înțelege. Doamne, ai milă de noi în bunătatea Ta. Și m-am gândit la cuvântul acesta care a fost citit și pentru noi în dimineața aceasta aș vrea să-i dau un titlu. Și titlul este, ce să faci când totul se schimbă și se clatină? Într-o lume care totul se clatină, totul parcă s-a schimbat, totul ce era pus în noi de părinții noștri, de biserică, de Dumnezeu, să nu mai zic că când vine vorba să-i spui la cineva despre Dumnezeu, îți spune, lasă-mă, nu, nici nu vreau să aud. Dar Dumnezeu a fost Cel care a turnat binecuvântare, a turnat ploaia binecuvântării și peste cel bun și peste cel rău. Dumnezeu a făcut să răsară soarele peste noi, peste toți, și țara aceasta și pământul întreg a cunoscut o vreme de binecuvântare, o vreme în care Dumnezeu a revărsat binecuvântări, prosperitate oriunde, peste tot. Și Dumnezeu a fost bun cu noi. Dar ce facem noi în vremea aceasta? Ce să faci când totul
se schimbă și se clatină. Uitați în versetul 21 care a fost citit. Primul lucru spune așa: nu vă abateți de la el. Primul lucru ce să faci când totul se clatină e să nu te abați de la Dumnezeu. Pentru că și Dumnezeu este acela care poate să binecuvinteze. El este acela care dă binecuvântarea. Avem în Scriptură un alt bărbat al lui Dumnezeu, acum Iosua, care spune așa: acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora l-ați slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Primul lucru în dimineața aceasta care Dumnezeu ne-l vorbește este să ne depărtăm. Să ne depărtăm de Dumnezeii străini. Și poate ziceți, da, pe vremea aceea se închinau la Astarteie, se închinau la Baal, se închinau la atâția idol, poate, dar în vremea noastră nu ne mai închinăm. Și aș vrea să privim la noi, la neascultarea noastră. De câte ori Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a chemat să ne apropiem de Dumnezeu? Numai aici, în biserica noastră. De câte ori, prin glas de profeție, Dumnezeu a strigat la noi: întoarceți-vă la mine. Și parcă din ce în ce, tot mai mult, tot mai des, ne lăsăm purtați de val. Și găsim atâtea lucruri, atâtea lucruri care să le facem. Atâtea lucruri care le iubim în inima noastră, iubim viața noastră, iubim mașinile noastre, iubim casele noastre. Nu este rău că iubim ceea ce avem, dar este rău când punem mai spre sus de voia lui Dumnezeu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Dumnezeu a fost acela care ne-a binecuvântat. Și ne-a binecuvântat cu sănătate. Și în loc să alergăm, să lăudăm pe Dumnezeu, vine marți seara și zicem, n-am timp, am altceva de făcut. În loc să alegi aici, în casa lui Dumnezeu, unde se prezintă Dumnezeu, unde să-L lauzi, unde să-L slăvești pe Dumnezeu. În loc să te adăpi din apa care o dă Dumnezeu prin cuvântul Lui, tu cauți în altă parte. Doamne, ai milă de noi în dimineața aceasta și ajută-ne să lepădăm tot ce este străin, tot ce încă ne mai leagă de pământul acesta. Mi-aduc aminte că am ascultat odată o mărturisire și spunea așa fratele respectiv, de undeva din Cluj, că a avut un vis tare interesant. Și visul acesta l-a pus tare în cumpănă. De cum s-a sculat, a fugit la unul din frații păstori, l-a trezit de dimineață și i-a spus: frate, te rog iartă-mă, dar am avut un vis așa de tulburător azi noapte, trebuie să stau de vorbă cu tine. Trebuie să stau de vorbă cu tine. Și fratele a zis: bine, haide înăuntru, mune, povestește. Și spunea fratele: am visat azi noapte că a fost răpirea. Și a început să mă ridic, să mă ridic. Și dintr-o dată ceva mă ținea și nu mai mă lăsa. Eram legat. Și frate, așa m-am speriat și n-am mai putut dormi. Toată noaptea n-am mai putut dormi. Și fratele a zis: da, haide să vedem ceea ce te ține, de ceea ce ești legat. Să lepădăm și Dumnezeu să lucreze și în inimile noastre. Următorul punct este: nu te abate prin neascultare. Ce să faci când totul se clatină, când totul o ia razna? Nu te abate prin neascultare. Uitați, în continuarea versetului spune așa:
Astfel ați merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te abați, aceasta capeți. Lucruri de nimic, lucruri care n-aduc ajutor, n-aduc izbăvire, nu dă nicio izbăvire și întotdeauna sunt lucruri care ne rănesc. Avem în Sfânta Scriptură pe acest om care a fost ales ca prim împărat a poporului Israel. Și uitați, dacă vreți să deschideți cu mine, în 1 Samuel, în capitolul 15, în versetul 22. Aici îi se dă sentința unui om care n-a ascultat. N-a ascultat de Dumnezeu. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Poate ești în dimineața aceasta, aici, și suntem aici și îmi vorbesc și mie. Poate de multe ori am fost focusat să facem, să fim dăruiți și ne dăruim, ne dăruim din timpul nostru. Ne dăruim din viața noastră să venim la biserică, să fim prezenți, să slujim cu ce putem noi. Dar avem în viața noastră poate și o parte a neascultării. O parte când spunem noi, chiar așa să fie, dar dacă este scris în cuvântul lui Dumnezeu, dacă este scris în cuvântul Domnului, cum ar putea să fie altceva? Cum ar putea să fie Saul, omul acesta care a fost ales de Dumnezeu? A zis că poate și el să facă. Și n-a ascultat. Domnul îi cerea să aștepte. Un lucru mic. Așteaptă. Și în loc să aștepte, a intrat el și a făcut el jertfe, a adus el jertfe. Și Domnul vine și îl mustră. Mai a avut un păcat tot de neascultare. Știți că a mers la luptă, Domnul îi poruncea să nimicească tot, să treacă tot prin ascuzișul sabiei, dar el a scruțat. L-a luat pe împărat, a luat ce a fost mai frumos din boi, din oi și a zis, cu astea aducem jertfă înaintea Domnului. Dar oare asta i-a cerut Dumnezeu? Dumnezeu nu i-a cerut asta. Dumnezeu i-a cerut să asculte și îl punea la încercare pe Saul. Ascultă! Și de multe ori ni se spune și nouă, ascultă, frate, ascultă și te rugăm, nu mai fă aia. În numele Domnului Iisus s-a spus de atâtea ori, poate, fraților, ascultați! Și luați aminte, nu mai faceți lucru cu tare sau lucru cu tare. Și ascultarea noastră a fost degeaba, că n-am ascultat. Cuvântul a răsunat. Spuneam mai înainte că Dumnezeu a fost Cel care ne-a vorbit și în dragostea Lui ne-a vorbit prin glas de prorocie de atâtea ori că Domnul ne iubește și ne cheamă. Ne cheamă să ne întoarcem. Și aici avem o situație, o problemă, pentru că nu am luat aminte, n-am ascultat și zic, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să ascultăm de cuvântul Domnului. Amin. Ce să faci când totul se clatină și se schimbă? Ce să faci? Următorul lucru este, se poate să te... să slujești altor Dumnezei prin împietrirea inimii. Acest lucru care de multe ori îl vedem și m-am gândit, Doamne, cum e asta? Am văzut atâția frați la care Dumnezeu le-a vorbit, mi s-a întâmplat și mie, căci Dumnezeu mi-a vorbit și parcă nu puteam crede. Parcă
Nu puteam înțelege cum să se întâmple lucrul acesta. Mi-aduc aminte când prima dată mi-a vorbit Domnul că Domnul vrea să se folosească de vasul meu. Am zâmbit și am zis, Doamne, Tu poți, dar sunt atâția care sunt acolo, sunt mai buni ca mine, au putere. Sunt atâția care Tu îi poți folosi. Doamne, folosește-te de ei, nu de mine. Și Dumnezeu a continuat să vorbească și ultima dată eram în Detroit la o zi de rugăciune și Domnul mi-a vorbit din nou și îmi spunea că a să mă treacă printr-un cuptor, un cuptor aprins, dar va fi cu mine pentru ca să mă pună în slujire și să înțeleg voia lui Dumnezeu. Și a rămas uimit și mă tot gândeam eu, Doamne, în loc să iau ce era mai important de acolo și să analizez că-și Domnul mă cheamă la slujire, eu mă gândeam, Doamne, ce va fi cuptorul? Ce se va întâmpla? Pe mine mă frământa foarte tare, ce se va întâmpla? Dar Domnul spusese că va fi cu mine. Și în loc să ascult ceea ce Dumnezeu îmi spunea, eu priveam la ceea ce era efectul acestei neascultări ale mele. Și Domnul s-a îndurat de mine, a venit cuptorul, n-a fost ușor. Câteva săptămâni a fost teribile, grele, dar în bunătatea lui Dumnezeu m-a făcut să înțeleg. Pentru că atunci când nu înțelegem, atunci când nu luăm aminte, atunci când nu ascultăm, Dumnezeu este Cel care are putere și poate să facă aceste lucruri, slăvit să fie Domnul. Versetul 22 spune, Domnul nu va părăsi pe poporul lui din pricina numelui cel mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul lui, slăvit să fie Domnul. Ce să faci când totul se clatină și se schimbă? Ce să faci? Caută pe Domnul ca să nu te rătăcești. Caută pe Domnul, caută pe Domnul, căci El este acela care poate întotdeauna să dă izbăvire. Și avem în cuvântul Domnului un psalm care îl cunoașteți, îl știți, sunt sigur că l-ați citit de multe ori. În psalmul 34, în versetul 4 spune, Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Eu sunt cel care trebuie, atunci când toate se schimbă, atunci când toate parcă s-au dat peste os, sunt pe dos, sunt, dau peste cap totul, atunci când nu mai vedem nicio ieșire, caută pe Domnul. Căci Domnul este Cel care ne vine în ajutor. Și aici, cred că fiecare putem mărturisi situații din viața noastră, când Domnul ne-a venit în ajutor, când Domnul ne-a vindecat, când Domnul ne-a scăpat, ne-a salvat din accidente, când Domnul și-a întins mâna, când Domnul a lucrat. Mi-aduc aminte când eram copil de acea imagine când securitatea tot timpul venea la noi acasă. Era săptămânal, dacă nu de două ori pe săptămână, cel puțin o dată pe săptămână, veneau acasă. Și era o vreme de împresurare și îl căutam pe Domnul, îl chemam pe Domnul și spunea părinții noștri, ticu, mama, copiii, rugați-vă, căci doar Domnul poate să ne scape. Și au venit și au zis, gata, trebuie să mergi către ticu, trebuie să mergi la casa poporului, la muncă. Încorporat, cum se făcea atunci, fără bani, fără nimic. Și a venit și s-a dus prima dată cu ordinul acela de încorporare la Alba și au spus, domnule, dumneatale, ești prea bătrân, ești trecut de 45 de ani. Noi încorporăm oameni până la 45 de ani. Du-te acasă. A venit acasă și a doua oară
A venit milițianul, șeful de post, a intrat în curte, a urlat și a zis, de nu te prezinți și de nu te duci, data viitoare te duc legat. Și când a ieșit afară, îi ardea mașina, dacia aceea care o avea el, ardea în flăcări, au sărit vecinii cu gălețile, cu apă să o stângă degeaba. N-au putut o stânge și groaza lui Dumnezeu l-a pătruns pe omul acesta și a zis, eu altul nu mai mă duc. Și n-a mai venit, pentru că și Domnul este Cel care ne vine în ajutor și Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care ne vine în ajutor, slăvit să-i fie Domnul pentru toate. Apoi caută să faci voia lui Dumnezeu. Când toate se schimbă, când toate sunt așa cum sunt, tu caută să faci voia lui Dumnezeu, căutând să împlinești poruncile lui Dumnezeu. Și poruncile lui Dumnezeu sunt cu adevărat ușoare dacă stai lângă Dumnezeu, dacă îl urmezi pe Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu. Cuvântul Domnului întotdeauna este un cuvânt binecuvântat și Dumnezeu este acela care poate să dăie binecuvântare. El este acela care se îndură și binecuvintează sufletele noastre. În Isaia, în capitolul 55, cu versetul 6, ne spune: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lasă de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Caută-L pe Dumnezeu. Poate, așa cum am zis, am avut în viețile noastre căderi. Am avut în viețile noastre, așa ca poporul acesta, Israel, în vremea aceasta în care am citit, o vreme când ne-am depărtat de Dumnezeu. Și în loc să-L căutăm pe Dumnezeu, în loc să alergăm la bunătatea lui Dumnezeu, alergăm și dorim să facem alte lucruri și ne îndepărtăm de Dumnezeu. În vremea aceea, când toți se îndepartă de Domnul, tu caută-L pe Dumnezeu ca să fii binecuvântat. El este acela care binecuvintează, binecuvintează iertând, binecuvintează și ne iartă. El este credincios și drept să ne ierte. El este acela care întotdeauna ne vine în ajutor și ne iartă. El este acel care binecuvintează și întotdeauna ne dă har și îndurare. Binecuvintează în mod deosebit sufletul nostru, pentru că voia Lui cu privire la voi în 1 Tesaloniceni spune este sfințirea voastră. Mai mult decât bunăstarea noastră, mai mult decât ceea ce suntem noi, voia lui Dumnezeu pentru noi este sfințirea noastră și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta, întotdeauna să căutăm, să ne apropiem de Domnul și să facem voia lui Dumnezeu. Apoi, în versetul 24 spune, temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășură El printre voi. Se întâmpla acum, dacă citim, în capitolul acesta, în capitolul 12, când poporul vine de la luptă, Dumnezeu le dă biruința, Samuel le arată și le explică, uitați ce ați făcut, uitați ce s-a întâmplat. Și zice că era vremea secerișului, o vreme în care Dumnezeu o păstra, o vreme fără ploi. Și Dumnezeu, în urma rugăciunii lui Samuel, revarsă o ploaie puternică. Și dintr-o dată poporul parcă acum stă oarecum îndoială, oare am făcut bine sau n-am făcut bine?
cerând aceasta, dintr-o dată parcă începe să realizeze că, de fapt, ei au privit la popoarele din jur, în loc să privească la Dumnezeu, în loc să îl laude pentru că aveau un Dumnezeu și aveau un împărat care întotdeauna le-a fost ajutor și le-a fost sprijin. Un împărat care atunci când au călătorit prin pustie 40 de ani de zile, le-a dat hrană, le-a dat haine cu ce să îmbrace. Zice că nici o cureau la sandale, nu s-a rupt. 40 de ani de zile. Noi purtăm poate o pereche de pantofi un an, doi, maxim, și deja încep să cedeze, să rup, arată urât. Hainele lor nu, erau binecuvântați. Și totuși poporul acesta privea la cei din jur. Dar oare numai poporul evreu? Mă uitam zilele trecute la biserici în general și priveam așa la ceea ce se întâmplă în zilele noastre în biserici. Nu e așa că rugăciunea a fost tot mai mult îndepărtată și înlocuită? Nu e așa că de multe ori atunci când trebuie să venim la rugăciune și începe biserica la ora 9, noi venim la 10, 10 fără un sfert, 10 fără 5? Nu e așa că întotdeauna privim la ceea ce oferă lumea? Privim la ceea ce ne oferă varianta lumii și diavolul prin lume și zicem, doar ce atâta rugăciune? Ce atâta timp de rugăciune? De ce atâtea lucruri? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu a rânduielii. Dumnezeu a rânduit ca în casa Lui să fie rugăciuni și spune că casa mea se va chema o casă de rugăciune. Și atunci, dacă casa aceasta se cheamă o casă de rugăciune, venim aici și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care binecuvintează, slăvit să fie numele. Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, ne spune acest verset. Temeți-vă numai de Domnul, căci El nu vă va părăsi, El va fi ajutorul nostru. Domnul nu va părăsi. În Daniel, în capitolul 4, în versetul 17, avem aici o lucrare care s-a întâmplat și Dumnezeu și-a arătat slava, că El poate să păzească pe cei care sunt a Lui. Uitați, avem această situație în care cei trei tineri au fost puși în fața acestei decizii. Ori slujiți dumnezeurilor acestor care erau pus înaintea lor, ori vă aruncăm în cuptorul cu foc. Și uitați în Daniel, în capitolul 4, în capitolul 3, în versetul 17, spune: iată, Dumnezeul nostru, a căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptor, din cuptorul aprins, și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate. Să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Dumnezeu ne cheamă să slujim Domnului Dumnezeului nostru. Dumnezeu este Cel care, atunci când ne apropiem și slujim pe Dumnezeu, El poate, poate. Citeam nu de mult, cred că două săptămâni în urmă, într-o carte, și asta, în cartea aceasta am găsit mai multe mărturii a fraților noștri care au trecut prin închisorile comuniste. Și am găsit acolo o mărturie a unui frate din Abrud, din satul Abrud, județul Alba, un frate pe nume Teodor Bărbuț, care a fost condamnat la 20 de ani de pușcărie. Și spunea dumnealui, povestind, istorisind cum Dumnezeu i-a îngăduit și cum a văzut puterea lui Dumnezeu în mijlocul acestor încercări.
Și spunea dumnealui că era undeva în delta Dunării, acolo în pușcărie a fost adus și fratele Nicoliță Moldovan și a dorit tare mult să-l întâlnească pe fratele Nicoliță, dar n-avea voie. Cumva s-a strecurat și a apucat să îl întâlnească pe fratele, dar povestea o altă întâmplare care pe mine m-a pus pe gânduri și m-a mișcat. Spunea dumnealui că în perioada sărbătorilor avea dreptul să scrie o scrisoare acasă. Și întotdeauna trebuia să scrie: dragii mei, vă salut, suntem bine, sănătoși. Și spunea dumnealui că mintea lor se gândea că sănătatea aceasta o dorim și celor care ne păzesc, dar nu puteau scrie. Că dacă ar fi scrisă, era bai, îi bătea, îi chinuia. Și spune că în urma scrisorii aveau dreptul să primească un pachet de 5 kg. Și a trimis și dumnealui scrisoarea acasă și familia i-a trimis pachetul înapoi. Acum zice că avea unul dintre gardieni care era foarte, foarte rău. Și el spune, ca și eu egoist, am zis și m-a rugat: Doamne, numai la gardianul acela rău să nu prind. Numai la ăla. Și când îl cheamă, tocmai gardianul acela era acolo. Și a zis că a luat pachetul și a început să-l desfacă. Și în pachet era o bucată de slănină. Și noi, mai ales pentru ei în vremea aceea, povestea tot un alt frate că mergeau la cules de ceapă și ca să poată să ducă ceapă, noi poate n-am mâncat ceapă goală, au băgat-o în bocanci și a venit călcând cu grijă ca să ajungă înapoi, să aibă să mânce o ceapă. Pentru ei era ceva extraordinar și a luat slănina, acest gardian, a început și a tăiat așa prin ea și în tăieturile aia a pus pastă de dinți. A pus cremă de păpuci și a început și și-a bătut joc și zicea, și așa cu pastă de dinți, zice, pentru noi era tare bună slănina aia. Cu cremă de păpuci nu o puteau mânca, dar cu pastă de dinți, zice, era tare bună slănina aia în vremea aia, pentru că erau în necaz și în suferință. Și zice că a început și-a bătut joc de slănină, apoi erau niște cornuri, 6 cornuri. Și-a luat cornurile rând pe rând și le-a rupt. Și el acum în mintea lui s-a rugat: Doamne, măcar unul să-mi rămână. Măcar unul să-mi rămână. Și când a luat pe al cincilea, a intrat comandantul. S-a uitat la el și a zis: ce ai, mă, cu pachetul omului? Lasă-l pe om în pace. Ce ai tu cu pachetul omului? Și-a pus înapoi cornul jos, i-a dat pachetul și a zis: du-te. N-a mai zis nimic. S-a dus și a început să mănânce pe rând. Întâi slănina, apoi a ajuns la cornuri și a luat cornul acela rupt, care n-a fost rupt. Și când l-a rupt, în corn era copt poza familiei lui. Și a izbunit de bucurie și a strigat: fraților, veniți să vedeți ce minune a făcut Domnul! Pentru că și Domnul nu va părăsi pe aleșii lui. Nu va părăsi. Și a luat poza și a fost așa de bucuros și a mâncat cornul acela și s-a bucurat și a zis: uite ce minune! Tocmai când rupea să rupă, dacă găsea poza familiei acolo. Și familia era în pericol și el era în pericol, dar Domnul i-a venit în ajutor, slăvit să-i fie numele. Apoi a luat ultimul corn și ultimul corn, când l-a desfăcut, era doar coajă. Înăuntru era o scrisoare de 12 pagini, coaptă acolo, și spune dumnealui că încă se mai putea citi. Și așa s-a bucurat. Și Dumnezeu în bunătatea lui a fost cel care a venit în ajutor, slăvit să fie Domnul. Dar nouă, dar mie, nu ne-a venit Domnul în ajutor? Când toate se clatină, când privim că prețurile parcă au luat-o razna, salariile au rămas pe loc, toate s-au scumpit extraordinar, când privim parcă că
pentru viitorul copiilor noștri, parcă va fi foarte greu. Mai este o nădejde, mai este o speranță, mai este cineva care ne poate veni în ajutor. Și acesta este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. El ne vine în ajutor. Domnul este acela care ne vine în ajutor. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ajută-ne ca întotdeauna să luăm aminte și să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.